V-ați născut în București, ați crescut în București, locuiți în capitală. Ce înseamnă Bucureștiul pentru dumneavoastră? Am și învățat în București. Ceea ce era important atunci când m-a tentat, la un moment dat, ideea era o singură facultate de medicină ca să faci psihiatrie și era la Cluj. Deci a existat așa o mică tentație, dar a trecut destul de repede și bineînțeles că tot la litere am ajuns. Înseamnă orașul copilăriei mele și înseamnă probabil perioada cea mai frumoasă, chiar dacă sigur că anii, sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, nu era neapărat idilică, dar reușeam noi să ne strângem în Bucureștiul nostru. Și Bucureștiul nostru era casa noastră, familia noastră și speram din tot sufletul să nu ne dărâme. Deci am trăit tot timpul cu această obsesie. Deci prima obsesie a fost cea a chiriașilor pe care ne-au vărut în diverse camere, după care, de care am scăpat destul de greu. Ultima a fost foarte amabil și ne-a spus la timp că o să plece, că e vineri și că o să plece și că până luni nu o să mai bage pe nimeni. Și până luni ai mei au chemat un zidar, au dărâmat un perete și n-a mai fost nicio cameră izolată. Și când au venit luni au zis, ne pare rău, nu mai avem nicio cameră izolată. Că asta era ideea, să nu fie nicio cameră complet izolată. Și după ce a trecut chestia asta, a fost celălalt coșmar. Și mă uitam și aseară că am văzut Țestoasele Ninja și a fost suficient la un moment dat să văd niște planuri de astea de oraș, de așa o machetă, și să simt cum mi se strânge iar stomacul ca în copilărie, pentru că de fiecare dată aici erau tot felul. Întâi a fost un sat olimpic și noi eram rași, după care, dacă mai trăia nenii cu 6 luni, aici era o parcare. Adică tot timpul era altceva și știu că ne duceam disperat, nu aveam voie nici să facem poze, nici nimic, să încercăm să ne regăsim pe acolo, să vedem mai suntem sau nu mai suntem. Strada fiind și foarte mică, era destul de complicat. De altfel, o stradă fantomă multă vreme, nici pe harta Bucureștiului n-apărea, era sărită, nu știu de ce, așa, e o stradă mai specială. Și vă uitați înspre Mihai Bravo, cum se dărâmau restul caselor și cum se ridicau blocurile? Cum se ridicau blocuri, da, a fost mai, păi și pe partea cealaltă, au fost destul de aproape de noi și tot încercam, când mai exista chestia asta, în momentul în care se făceau demolările, dacă aveai o pilă suficient de solidă sau, mă rog, îi se părea lor că e o casă destul de sănătoasă cât să o crute. De exemplu, dacă voi duceți pe blocurile astea din partea despre Vatra Luminoasă, o să vedeți că prin spate sunt niște case care au supraviețuit, dar noi nu aveam nici pilele, nici așa, deci șansele erau foarte, foarte mici ca să rămână în picioare, plus că era chestia asta, trăind o viață nu în comun, ci noi cu noi, ar fi fost o adaptare destul de complicată. Întotdeauna bunica mi-o spunea că, de fapt, blocul este o stradă pe vertical. Diferența este totuși că cei de pe stradă nu-i cunoști foarte bine sau nu întotdeauna îți dorești să-i cunoști. Mă rog, ne-am avut noroc pe aici, dar așa, în general, știi? Păcând într-un bloc, era dintr-o dată, dispărea chiar orice intimitate. Intimitatea erau pereții mult mai subțiri, era ideea în sine, că nu aveam noțiunea, chestia cu liftul, cu... Sigur că exista foarte multă lume însă care se bucura și spunea, nu neapărat din cei care se dau niște case locuibile, și spunea, vai ce bine, o să stăm la bloc, că nimeni nu spunea că stă într-un bloc, știi, merge pe tren și stă la bloc, eventual merge și pe avion. Aștept să văd cum e chestia asta, dar în sfârșit încă nu s-a întâmplat și a rămas chestia asta cu la bloc și cu... Mi-a plăcut că cu timpul s-au chemat blocatari cei care stăteau acolo. Sigur că între timp au apărut niște blocuri extrem de rafinate, de frumoase, de nu știu ce, dar alea care erau atunci erau făcute, între altele, în ideea să poată să fie o supraveghere mult mai atentă a celor care sunt înăuntru. Cea mai frumoasă amintire cu Bucureștiul sau din București, care este? Era aproape în fiecare an. Mergeam la ceea ce se chema în continuare, în amintirea bunicilor mei, la șosea, respectiv spre Herăstrău, și mergeam cu bunicii și părinții mei să vedem trandafiri. În momentul în care floreau trandafiri, era absolut obligatoriu să ajungem o dată acolo, deși se ajungea foarte greu, pentru că de aici, de la noi, ca să ajungi acolo, trebuia să schimb două trolebuze, nu am avut niciodată mașină, mă rog, era foarte complicat, nu se punea problema de un taxi, era costisitor, dar plăcerea de a le vedea și ideea, ne gândeam tot timpul că ce frumos trebuie să fie să locuiești acolo, era fratele bunicii, avusese o casă până în zonă și fusese dat afară din casă în mai puțin de 24 de ore și luată casa și pe de altă parte spuneam lasă mai bine aici la noi, la Vatra Luminoasă, că măcar totuși am avut o șansă și am scăpat. Mm-hmm. Și pentru că sunteți critic de film, dacă Bucureștiul ar fi un actor,
un personaj de film, cine ar fi? Ah, Bucureștiu. Cred că ar fi un personaj cu foarte multe... Omul cu 1000 de fețe, cred că ar fi cel mai degrabă. Cred că ar fi un personaj care se poate schimba în egală măsură. Poate fi un oraș splendid sau un oraș de coșmar. Poate să fie un oraș cu istorie, poate să fie un oraș cu animale care sunt dragi, cu animale care nu sunt dragi. Uite că toți poară pe lângă noi porumbei ăștia pe care îi detest. Sincer, știu că sunt iubitori, dar vă rog, veniți și luați, vi fac cadou, vă dau și ceva în plus, un bonus, numai să mi-l luați de pe cap. Știu să tot spune așa. A fost o poveste foarte frumoasă de curând, a venit cineva pentru prima dată la noi în casă, n-am apucat să-i spun cât urăsc păsările și mi-a zis, știți că se spune că în general o rândunică, mă rog, n-avea rândunică, avem porumbei și vrăbiuțe, că o rândunică își face cuib unde e mai frumos și că el își imaginează, era un băiat tânăr, de Râșnov, și că el își imaginează că de fapt casa asta a fost construită de o rândunică, așa că n-am vrut să-i stric inima și nu i-am spus că eu și cu Hitchcock. Da, știu, le-am face, dacă ați văzut filmul cu Helen Mirren. Vrem cât mai mult ministri la masă ca să-i gătim pe toți. Cum a evoluat Bucureștiul din perioada copilăriei până acum? Nu știu dacă a evoluat în mod special. Cred că aș zice mai degrabă că a involuat. Sunt și zone, să zicem, mai frumoase. E foarte amestecat. E ca și cum ai face așa un puzzle care nu se potrivește. Ca și cum e un copil care n-are abilitatea să-l pună cap la cap. În sensul că eu tot timpul am sperat, mai ales după Revoluție, că se va întoarce un București interbelic și că nu vor apărea niște construcții extrem de noi și nefericite, că poate să fie noi și fericite pe lângă cele foarte vechi. Am sperat să nu mai fie case începute și neterminate, una la colț, cred că de 20 de ani, de exemplu, deși în principiu o poziție bună e, dar nu se întâmplă nimic. Am sperat să fie ceva mai curat. Pe de altă parte, sunt mai multe flori decât mi-am imaginat. Aici m-au depășit cel puțin mai spre centru. Am sperat că, de exemplu, de Crăciun să împodobească nu numai centru, ci și pe noi, dar probabil că asta este, nu stai în centru, așa îți trebuie. Și uite, mă gândeam că acum chiar am răscolit de curând niște fotografii chiar din perioada interbelică și era foarte frumos că lumea mergea pe stradă și exista un fotograf care era poza la minut, ceea ce se cheamă, și aveai foarte bine controlul a ceea ce se întâmpla în oraș, cum era moda în perioada respectivă, cum era arhitectura și așa. Și mă uitam că, de exemplu, în continuare la Cannes, ei încearcă să te oprească dacă vrei să-ți faci o poză. Sigur că uneori poate să fie agresiv, dar cred că poate să fie și o chestie drăguță dacă e făcută cu dragoste, știi? Asta, cred că asta este un regret. Nu știu, de exemplu, dacă mai există în Cismigi, exista și erau aparatele alea vechi și... Era și o modalitate așa de chiar de a îngheța clipa și cred că asta era foarte frumos. După aia mai e un loc la care țin mult în București, care e Cimitirul Belu, unde și acolo sunt o grămadă de apariții de-astea de un gust mai mult decât îndoielnic. Probabil că el merge și dincolo de moarte sau, mă rog, ăștia care sunt încă vii. Își imaginează că și dincolo poate să pună puțin ordine. Cred că ar fi trebuit o mai mare severitate la felul în care erau lăsați să se desfășoare de jur împrejur. V-a rămas vreun alt oraș în suflet? Orașul preferat? Nu știu dacă, oricât de multe orașe aș vedea, mi-am dorit enorm să văd Parisul, am văzut Parisul, am văzut Londra, poate că pe aici m-am bucurat foarte tare când le-am văzut. Am văzut Amsterdam, dintre orașele care mi-au plăcut foarte tare, dar de fiecare dată mă bucur că mă pot întoarce la București. Multă lume mă întreabă treaba asta, dacă mi-am dorit neapărat să rămân în străinătate sau să... E ideea că totuși oricând mă pot întoarce la mine acasă, asta e casa pe care o visez de viață. În toate
visele mele nu există, poate există doar aranjamentul e altfel, pentru că de-a lungul timpului s-a mai schimbat, știu, ca mobilă, dar că în rest nu s-a schimbat decât foarte puțin, sau din când în când mai cade vița de pe casă, mai o crește, mai ne certăm cu vecinii care nu le place și mai tăiem cât un copac, tot de genul ăsta, dar rest, nu, este orașul și mi-a mai adus aminte de un lucru care știu că m-a speriat foarte tare. În afară de demolare, am mai avut Ceaușescu o idee strălucită pe care văd că lumea a mai uitat-o între timp, să mute capitala la Târgoviște. Și tot speram că, având în vedere că lucrăm la televiziune, nu va putea să mute și toate mațele de la televiziune la Târgoviște, respectiv toate cablurile, și că ar fi o cheltuială mult prea mare și că poate totuși ne-or lăsa Dumnezeule aici. Dar știu că m-a speriat teribil treaba asta. Nu că nu mi-ar fi plăcut orașul ăla, pe care oricum nu-l cunoșteam pe vremea aia, călătoream mult mai puțin, acum știu, ca un teatru frumos și așa, dar ideea că ne-ar fi putut strămuta oriunde, indiferent de strămutare, în egală măsură mă deranjează, de exemplu, când se schimbă magazinele într-un mall. Am ajuns azi la Movitan și la, să merg la cinema și am văzut că în stânga unde intri nu mai e farmacia. M-a deranjat teribil. Știu că mă deranjează și când schimbă scările într-o direcție într-alta. Deci nu sunt un model. Aș vrea ca toate lucrurile astea să rămână pe loc și să nu se modifice. Și uneori mă gândesc la cei foarte dragi din casă, care nu mai sunt, începând cu mama, și mă gândesc de acolo de sus, așa oare o să mai găsească casa, că s-au schimbat atât de multe împrejur, că uneori și eu am, mă rog, există pentru mașini GPS-ul ca să mai ajungă acasă, pentru că sunt atât de multe modificări, încât practic nu mai regăsește. Acum, de exemplu, ceva mai sus de noi era o băcănie foarte drăguță și care ar fi putut să rămână ca atare, mă gândeam eu așa, că era un grec, îl chema Mangu și îmi plăcea teribil să merg la băcănia aia, așa, care răpărând a fost ce vrei și ce nu vrei, și acum mă uitam că e închisă complet. De ce nu ori deschide ceva? De ce să nu fac o chestie așa mai retro, mai... În general, oamenii nu se străduie să acopere decât centru, cam asta este, spre, chiar dacă noi nu suntem la capăt, sigur că inițial am fost la capăt, că era bariera Vergului, știm foarte bine, ceva mai sus de fostul cinema Munca, acum se cheamă Million Dollar, nu mai e cinema, deși e o clădire de patrimoniu, așa, e o clădire dadaistă, dar pare să pare că nu-i pasă nimănei. Acolo se termina, într-adevăr, se termina Bucureștiul. Casa împlinește anul ăsta 75 de ani, e chiar în toamna asta și e făcută odată cu peripile vântului și cu vrăjitorul de nos, dacă vrei. Și mama nu era născută aici, avea 8 ani când s-au mutat aici, au statuseră în gazdă, întâi pe lângă televiziune, firește. Aviatorii Iliescu, aviatorii mă urmăresc de când mă știu, casete traduceam pe un aviator, Petrescu îi chema pe bunicii mei, deci m-am tot învârtit pe lângă aviator, dar n-aș schimba casa asta nici pentru dorobanți și nici pentru cotroceni unde au stat un timp, pentru că între timp are suflet și a avut și un șarpe al casei și poate nu știi, un șarpe al casei este atunci când se construiește. Există o zonă din casă unde ai să auzi niște bătăi vreme de un an, după care șarpele dispare. Așa se cheamă. Fantomena. Din când în când, așa, avem un geam pe interior, sunt niște uși franțuzești până jos, așa, și ne place. Mi-ar plăcea să vină mai des, dar nu știu cum să le tentez. Dacă știți vreo soluție, aștept să mi-o dați. Deci nu ați lua casa cu dumneavoastră și nu ați duce-o în alt oraș? Nu, aș duce-o în alt timp, în schimb. Aș duce-o în 39, când a fost construită, nu începuse războiul, de-aia i-au apucat doar să o construiască cu împrumutul, îmi amintesc, bunicii mei și străbunicul meu. Prin urmare, n-au reușit să o mai mobileze, că a venit războiul, au plecat în refugiu din războiul. Casa a rămas complet descuiată, au plecat inclusiv cu câinele de curte, cu tot. Casa a rămas descuiată, n-a intrat absolut nimeni cât au fost plecați în refugiu, da. La Orlești, lângă Râmnicu Vâlcea, am regăsit satul de curând. Harta Bucureștiului dumneavoastră cum arată? Bineînțeles, casa e în centru și apoi locurile preferate? Ateneul Român este pe primul loc și de fapt ele sunt cam în aceeași zonă. E Ateneul, e sala Palatului unde vedeam cele mai multe filme, e Cinemateca unde mergeam cu profesorul Suchianu, între altele, dar și singură, sau cu ai mei și unde am și început să traduc, e Televiziunea Română, cam astea sunt zonele. Restul nu prea... Nu-mi plac zonele pietonale, nu... puține parcuri. Îmi plăcea parcul ăsta care e lângă noi, dar nu l-am mai frecventat de mult, acum e zice național. Am văzut că e plin de tot felul de, așa, să le zicem, îmbunătățiri. Îmi plăcea patinoarul foarte tare, mergeam cu tatăl meu.
la patinoar aici, la postul 23 august, că tot e aproape. Și cam astea sunt zonele din oraș care îmi plăceau foarte tare. Cismigiu, știu că nu m-a lăsat bunicul să merg când eram copil, că spunea că numai ordonanțele și servitoarele merg în Cismigiu. Și deci n-am avut voie toată copilăria. Dar după aia, probabil că timpul a trecut și era altceva. Cred că era pentru perioada interbelică povestea asta. Da, cred că asta ar fi stău și mă gândesc. Știi ce mai îmi plăcea? Îmi plăcea să merg la obor. Când făceau ai mei cumpărăturile de iarnă pentru murături, bunica și mama găteau foarte bine și așa, și puneam murăturile și îmi plăcea foarte tare pentru că se mergea până acolo și ne întorceam când eram copil cu o trăsură cu cai. Erau pe zonă, ceea ce, uite, iarăși, n-ar strica să mai câștige un bani. Bine, la noi a fost destul de complicat și până când a intrat autobuzul ăsta decapotabil care face turul Bucureștiului, pe care l-am frecventat, dar care are un delay, ca să zic așa, un decalaj față de monument cam de vreo 5 minute, că sigur că el e calculat față de cum e circulația. Prin urmare, la rândul meu, deși știu bine Bucureștiul, vreo două n-am reușit să le văd nici chiar eu pe unde sunt, așa. De exemplu, Institutul de Astronomie și mi l-a arătat cineva a doua zi într-un taxi. Sau, de exemplu, acum când am încercat la Anonymous să facem un tur de oraș în care să ducem lumea până locurile unde s-au făcut filmări în București, e o chestie foarte drăguță și așa, nu ne-am răspuns nimeni, probabil că suntem prea originali încă pentru București și până să hotărâi ei, nu știu dacă am să mai pot să fiu o gazdă, o călăuză suficient de abilă. Schimbările esențiale pe care vi le-ați dori la București, care ar fi? Bucureștiul de azi? Să fie poate ceva mai multe autobuze care să meargă, adică niște ore mai ordonate. Nu știu dacă neapărat mai multe, dar să fie mai ordonate, să termine lucrările astea care nu se mai isprăvesc. Acum aflu că nu se mai poate ieși de la noi din metro aici pe partea asta, dar nu te anunță nimeni, că aș fi vrut și eu o știre. Eu tot dau adresa mea spunând, ieșiți pe la coada metroului, dați de million dollar, mergeți pe lângă Alibaba și ați ajuns la mine. Și aflu că nu mai ieșirea aia, la mama naibii încolo și nu înțelegeam de ce nu mai ajunge lumea când trebuie, deși dau niște indicații foarte precise cum să ajunge la mine. Deci asta mi-aș dori foarte tare. Și mi-aș mai dori ceva extrem de tare și nu știu cum s-ar putea rezolva, să existe ceea ce probabil că exista și pentru că era un control mai bun, dar controlul ăsta polițiști în intersecții. Și ceea ce se chema era un fel de polițist proximitate, care să știu că dacă vin seara târziu acasă, e cineva pe în zona asta, adică dacă țip, mă aude cineva. Ori nu e absolut nimeni care să stea să păzească și văd că a ajuns o zonă destul de, nu aș zice chiar interlopă, dar la limită. Adică chiar nu-mi dau seama, constat, îmi spunea un vecin și ați văzut pe la poartă, pe la noastră, ce sunt mereu seringe aruncate, deci niște seringi de droguri, este evident. Nici măcar nu știu unde aș putea să spun, să povestesc chestia asta, adică nimănui nu-i pasă, nu vine nimeni să vadă cine stă ea, cum se întâmplă, sau când începe câte o vâjâială pe strada asta, de exemplu, mi-am dorit teribil să fie asfaltată. Greșit, nu trebuie să vă doriți să fie strada asfaltată, pentru că toată lumea își va încerca frânele pe strada noastră, drept care mergeau cap coadă, iar 12 case, deci dai seama că distanța mică, vâj, 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 deci nu, vă doriți să vă asfalteze nimeni strada. Există turiști străini care iubesc Bucureștiul. Da. De ce? Îl iubesc pentru că nu știu foarte multe despre el, lumea îl vorbește de rău și pentru ei este o surpriză atunci când îl descoperă. Îl iubesc pentru motive total de neînțeles pentru mine, îl iubesc pentru Casa Poporului, pe care personal mi-e foarte greu să o îndrăgesc, știind numai câți oameni au murit pentru că ea a fost construită acolo, fie că e vorba de cei care au lucrat propriu-zis, de cei care nu au vrut să plece din casă înainte să-i dărâme și s-au spânzurat în case. Deci aia cred că realmente este o casă cu fantome, o casă enormă cu fantome. Ororile alea de fântâni, care sunt un prost gust formidabil, noroc că acolo au dat drumul la apă și nu mai se vede foarte bine ce e pe dedesubt, ceea ce este un lucru. Și oricum a început să se distrugă pentru că nimeni nu s-a mai gândit ce o să se întâmple
în timp cu ea, dar lumea asta vrea să vină să vadă primul lucru și mă doare sufletul. Și de fiecare dată încerc să spun, faceți un tur al Bucureștiului, asta îmi place teribil, că există niște tineri care fac un tur al Bucureștiului pe jos, cu bastonul prin București. L-am făcut și eu, deși, repet, sunt sedentară, exclusiv sedentară, de dragul lor și al Bucureștilor l-am făcut pe jos. Nu-mi place să merg pe jos niciodată. Așa, dar și a fost chiar minunat pentru că e făcută toată Calea Victoriei și e făcută cu multă dragoste și cu multă informație. Deci ar fi asta, ar fi Ateneu, ar fi Muzeul Țăranului Român, chiar și Muzeul Satului, care era un moment dat rămăsese puțin în urmă față de Muzeul Țăranului Român și tot timpul există confuziile între una și alta. Per total avem puține muzee sau poate nu le știm suficient de bine și cred că în direcția asta ar trebui să mai lucrăm, așa cum ar trebui să facă un tur al, cum se face un tur la Père Lachaise, să facă la Belu, pentru că sunt o grămadă de, iarăși, de povești, nu numai că sunt din punct de vedere strict arhitectural, o parte dintre ele splendide și făcute de arhitecți foarte mari sau chiar de sculptori foarte mari, ci pentru că tot așa, iarăși, s-a filmat acolo, deci ai putea să-l probabil să-l valorizezi mult mai bine și în schimb ai putea să te lase să intri cu mașina în el, ceea ce întotdeauna este o lungă discuție pe acest subiect. Îmi aminte că cineva chiar i-a dat un judecată la un moment dat, pentru că fiind avocat era chestia asta că îți oprește dreptul de a ajunge la proprietatea ta. Tu fiind proprietar pe locurile alea de veci, practic există chestia asta. Dar oricum una peste alta arată mult mai bine decât, știu eu, niște cimitire pe unde colcă șobolanii aici. De bine de rău nu am văzut niciun. Asta este iarăși o bătălie a Bucureștiului cu șobolanii, pe care este evident că am pierdut-o deocamdată și aflu că în centru vechi doar zgomotul muzicii ne împiedică să ne întâlnim cu ei face to face, așa în orice clipă, dar mă rog, dacă mergi peste zi este mai puțin evident. Și în afară de asta, nu sunt foarte multe zone extraordinare, pentru că există și perioada asta în care s-a construit mult fără gust, la unison, pentru o uniformizare de asta așa coreano-chinezească, și nu prea ai cum să faci modificări acolo. Sigur că faptul că acum au mai colorat puțin blocurile, mi s-a părut o chestie frumoasă și mi s-a părut o formă de respect față de orașul pe care, repet, îl iubesc așa, dar sunt locuri care au dispărut. De exemplu, mă bucur că a apărut grădina Lido, și că după foarte mult timp, dar îmi pare rău că nu mai există. Era fusese prima piscină cu valuri din București. Nu s-a mai gândit nimeni să o facă, să o refacă. Cinematografele, care iarăși, în afară de Cinema Studio, cele de pe Vis-a-Vis, ale Uniunii Cineaștilor, deci intră în altă categorie, și care ne e foarte drag, se chema Casa Filmului, scrie CF jos de la Casa Filmului, a fost Cinemateca. Asta chiar mi-a plăcut foarte tare, a venit un nou ambasador al Spaniei și l-am poftit să vadă niște filme de la Anonimă și i-am spus că e la Cinema Studio și mi-a zis, e tot acolo unde era cu 25 de ani și mi s-a părut foarte frumos. Este una dintre foarte puține clădiri despre care pot să spun, da, e tot acolo unde era cu 25 de ani și puteți să veniți și o să o descoperiți cu plăcere. Dar, de exemplu, Vis-a-Vis de, a dispărut cofetăria Scala, s-a redeschis ceva așa pe un colț lateral, dar a dispărut cea din față. Sau Vis-a-Vis era un magazin care se cheamă Unic și a fost primul magazin cu autoservire din București. Și când s-a deschis, noi mergeam spre cinema, spre Sala Palatului și treceam pe acolo, așa ni se părea fascinant, un magazin cu autoservire, și mi-a cantat că a fost un enorm scandal în București, că toată lumea la început pleca cu coșuri cu tot, că nu știau că coșurile alea sunt doar ca să pui marfa și să o duci până la casă, și așa toată lumea pleca și era tot timpul, erau strigăte, nu plecați cu coșul, nu știu ce. Pentru că n-aveau experiența, pentru că pe de altă parte ar fi trebuit să înțeleagă că n-aveau experiența pentru că era primul și pentru că nu ni se dădea voie să călătorim, ca să vedem în altă parte cum e, știi? Mă bucur că s-au deschis mall-urile. Asta este iarăși un lucru de care m-am bucurat, chiar dacă la început, mai ales la Cinematografie, nu le-am dat mari șanse. Mă bucur că lumea se duce acolo și că deci e plăcerea asta de a... Chiar dacă uneori eu sunt un accesoriu, mersul la cinema și cel mai adesea se duc la cumpărături și hai să vedem și un film, dar eu sunt mulțumită chiar și cu varianta asta. Primul urmă l-am văzut în Spania și nu înțelegeam bine ce e, așa, și tot așa l-am văzut pentru că m-am dus să văd un film.
Și nu am crezut, eram 92, n-am crezut niciodată că vor exista aici și mi se pare și o, așa, o nouă înfrângere al Ceaușescu, pentru că o parte dintre ele s-au construit peste Circul Foamei, adică e așa un fel de a-i trage o palmă, ceea ce mă bucură și post-mortem, că toți suntem la Bucur, mă bucur cu Bucureștiul, cred că asta ar fi de bază. Grădina botanică, iarăși, îmi place. Și place că se întâmplă acolo, de exemplu, Șorțapu s-a făcut acolo, s-au văzut filme scurte, deci iarăși e o idee bună. Începe să se îndrepte chiar și Dâmbovița, acum de când cu proiectul lui Ivan Pațaiche am văzut că se poate merge cu barca, pentru cine vrea, eu detest să merg cu barca, dar pentru cui face plăcere, chiar a fost o mare ghesela, nu erau locuri și așa, zice, cum, dar v-am oprit un loc, zic, mulțumesc, îl donez cu plăcere oricui dorește, nu, pe cât îmi place să zbor, nu-mi place. După aceea e Muzeul de Istorie, care iarăși e frumos. Aș fi vrut poate ceva mai multe librării, decât sunt sigur că există Cărturești și există și o bibliotecă, o librărie care iarăși îmi place, dar asta vreau să spun, că aș fi vrut să devină și biblioteci în măsura în care ar putea să fie deschise până dimineața, așa cum se întâmplă în America de Sud, la Buenos Aires sau la Tokyo. La Tokyo, pentru că era și decalaj orar și așa, cu mare plăcere, pe ce terminam vizionările, mergeam și citeam până dimineața, beam un ceai și citeam până dimineața acolo și cred că există oameni sau există studenți care stau în cămine și poate ar vrea să meargă în altă parte să citească, sau oameni în vârstă care vor să pur și simplu să nu stea la ei acasă o noapte sau... Cred că asta ar putea să se mai întâmple și... E bine că au mai apărut iarăși teatre și teatre de astea, chiar teatre la subsol, care iarăși sunt foarte bine văzute și mai ales foarte bine populate și de oameni interesanți și drăguți în București. Da, și cam asta ar fi. Ar mai fi... cred că ar trebui să existe o sală de concerte mare și cu acustica necesară. Îmi iubesc după film imediat... muzica vine și sigur că ador Ateneu, dar este mult prea puțin încăpător. Poate că uneori mai bine, pentru că nu știu dacă avem chiar atât de mulți iubitori de cinema și nu iubitori de mondenități, pentru că știm exact diferența care se face, o simți imediat la Festivalul UNESCO, unde la sala Palatului aproape invariabil se aplaudă între părți, în vreme ce la Ateneu nu se întâmplă aproape niciodată și așa poți să măsori, de fapt, calitatea publicului. Da, cam asta ar fi. Și Ateneu are și el tot felul de locuri pe care lumea nu le știe. Există o sală, pe lângă sala de la subsol, există o sală așa în perete. Acolo cred că sunt fantomele, de fapt. Bucureștiul din filme cum este? Foarte puțin prezent, excluzând un splendid documentar pe care ar fi bine să-l includeți într-un fel, făcut de Radu Gabrea, făcut în anii 70, dar care de fapt este Bucureștiul începutului de secol și cu foarte multe materiale de arhivă, ceea ce acum rar se întâmplă să se mai facă un film despre București, în care chiar să răbim, e cel al lui Ghinescu, de exemplu, un scurtmetraj cu Kira Hagi, în care reîncearcă, și unde am descoperit că era un loc pe care nu știam, era la Ciclop în interior. N-am intrat. Pentru mine Ciclop e o chestie unde se repară mașini și nu mi-a dat prin cap să intru acolo și mi-a părut rău. Sigur, după aceea sunt universitățile din București. Am învățat la universitate și deci mi-e foarte dragă în continuare. Am descoperit și arhitectura. Am avut cursuri de-a lungul timpului și la Facultatea de Drept și la conservator am predat câțiva ani. Universitățile sunt altă lume și cele vechi poate că sunt... sigur că sunt mai vintage categoric și Polizul, în mod special, unde și preda mama mea și mergeam destul de des cu ea și unde, de altfel, în spate s-au făcut toate decorurile pentru Closer to the Moon, care, din păcate, după aceea au fost distruse. Uite, asta, iarăși, un regret. Trebuiau păstrate acolo și folosite, incluse într-un tur al Bucureștiului, de exemplu. La 555 de ani de la atestarea documentară, ce urați Bucureștiului? Să fie iubitor cu locuitorii lui și să nu-i alunge.
Mi-amintesc cât de complicat era într-o vreme și câte căsnicii se făceau ca să ai buletin de București. Acum, dintr-o dată, sunt mulți cei care vin în București și continuă să păstreze numărul de la mașină de Constanța, de Galați, să nu schimbe buletinul, deci nu reușesc să se îndrăgostească suficient de București sau pur și simplu nu mai e fructul oprit ca altădată, nu mai e victoria aia extraordinară să ai un buletin de București. Da, să ne iubească în măsura în care îl iubim. Și eu cred că îl iubim foarte tare pentru că știm bine că, de fapt, Bucureștiul vine de la o poveste de dragoste, nu? Așa se zice.